Salut tuturor, eu sunt Andrei alături de Roni și bine v-am găsit, oameni buni, la primul nostru episod din noua noastră serie de Hexit Survival, bineînțeles alături de Roni. Și înainte să începem, v-aș vrea să-l... Continuă tu, Roni, de aici, Să că nu eu văd. uitați să dați un like dacă vă place și dacă ne susțineți cu această serie. Exact, haideți să vedem câte like-uri putem strânge pentru acest prim episod din noua noastră serie foarte tare. O Voi să vreați un... postez, stai așa că vreau să zic ceva, o să postez la mine pe canal episodul 111 din Survival cu Zuzin și o să pun la download, o să pun, dar în mine, o să pun la download harta aia cu caste în caz că vrea cineva să se joace, știi? Nu. No. Bă, mă, what the fuck? What the fuck, fuck, fuck. Sar și tu pe ăsta, Soul Sand. Du-te pe el. Stai puțin să dau F5 să nu mai Deci vreau să repetez. vă spun că este prima oară când intru într-un modpack. Deci știți foarte bine că mie nu-mi plac modurile, dar sper că această serie să-mi schimbe părerea. Și... Ce e asta, mă? cred că e... Dă-l am lăștinos, dă intri în el, știi? Da, de mlaștină. Bun, hai să facem... Mamă, ce frame-uri am. Hai dau cu screen. Da, Fuck. deci suntem doi nubi în Hexit. Sperăm să ne ajutați în comentarii și vine un creeper. Bă, de Cred că... ce nu mă pot mișca? Nu știu. Ah, gata. What the fuck? E mișto că ți arată stânga sus câtă viață are, știi? Ah. De în sfârșit pot și eu să omor în creeper să știu câtă viață are sau chestii de genul. Stai așa să-mi dau și instrumentul mai încet. Se pare că se aude tare, nu înțeleg de ce ai, te dau pe 2%, what the fuck. Mamă, Roni deja s-a apucat să ia lemne, Da, chestii mă. de genul. Opa! What the... Am găsit Giselle Green. Jesus. Na, na, na. Ok, o mică schimbare, nu voi mai putea sprinta cu controlul. Tot încerc cu controlul, frate, da. Hexitul ăsta e pe 1.52 și sunt 68 de moduri încărcate. Ai de capul meu. Eu care n-am jucat în viața mea cu... What the fuck, Ronnie? Da. Am găsit o barcă, vină cu a. Mă Unde sperie. Aici. e? Unde? În ce parte ai luat-o? Benzin, nu mai da în mine, ciobane, că mă disperi. Păi tu mă disperi, șchior! Ai văzut insula aia din aer? What the fuck? Ok. Și dacă apeși pe mai hartă, by the way, și poți dai și zoom. Și Da, foarte știu. tare. Uite aici o barcă. Deci vreau să mergem neapărat. Vreau să mergem. Ce mișto. O să-mi placă. Chit că nu sunt eu cu module și chestii de genul. Sper că această serie să-mi schimbe gândirea. Sper să-mi placă module după ce o să ne jucăm puțin în această serie. Am făcut această serie special pentru voi în mare parte. Nici Ronin nu le are cu modurile, dar am zis să încercăm. Dacă marea majoritate vrea să facem un survival cu moduri, am zis bă... Bă, pe mine mă fascinează asta cu modul, pentru că e ca și cum ai juca un joc nou, știi? Chestia asta cu Să sprintul merg mă până disperă. acolo? Să-mi Cine știe ce e spune, de acolo, mi-e poate frică. -s... Ia vezi pe ce dificultate e jocul. Nici nu știu unde să văd, ești nebun. Options, Văd porci care... Notă. Difficulty normal. Pun pe hard. Nu, doamne fer. Lasă pe normal. Să vedem ce putem găsi pe aici. Văd chestii zburătoare, mă derutează grav. No, bun, hai să ne facem noi ceva. Hai să iau și eu niște lemn. Hai să facem noi chestii de început, dar vreau neapărat să mergem în acest episod pe barca aia. Vreau să văd ce naiba se poate găsi acolo. Și nu. No. Unde ai plecat? De ce ai plecat acolo? Ca să tai lemn? De fapt să bat lemnul. Mai... Moare mâța. A Bine murit. spus. Încă o Era... chestie. Bine, de fapt, what the fuck, eu mă dau acum rotundul că uite, știu că dacă apăs să am, mi-apare toată șmecherea asta cu too many items. Deci apasă e să vezi câte iteme sunt în Roni. Și dacă pui mouse-ul pe un item și apeși R, îți arată cum se face, știi? Foarte tare. No, deci o să avem de muncă cu acest modpack. Am eu impresia așa, mă stresează chestiile Cam pe alea unde ai spre... plecat? Aici, spre barca aia. Gata, te văd. Ne facem aici ceva loc provizoriu? Eu vreau să intru, deci vreau neapărat să mă duc pe barca aia. Să mor. Mă duc așa, dezbrăcat. Fie antenă, nu mă duc eu dezbrăcat. Ia lasă-mă că mă duc eu. Nimeni nu mă poate opri. Dar nu știu cum să urc. Dar nu-i bai. Tu unde ești? Aici, pe mal, am găsit o peșteră sub mal. Nu te văd. Pirate Gunner! S-a pus în fund. What the fuck? Bă, s-a pus un pirat în fund, Ronnie. Mi-e frică de el. Ronnie? S-a ridicat. Bă, hai să-i batem pe ăștia. Hai să-i batem. Păi hai să ne facem ceva. Nu-i bine. Hai să facem ceva. Mamă, câte chestii ai pe aici.
No, bun, hai să ne facem aici, hai să ne facem tot ce trebuie, hai să săpăm repede piatră, să ne facem noi repede tot ce ne trebuie. Hai să ne punem aici la mal, ce zici? Da, fac tu crafting. Am făcut eu crafting. Fac eu pickaxe, hai că iau eu piatră. Și aveam și aici un mic manual cu materiale și toate cele cre... Mă, eu tot apăs, ia stai așa. Controls. Print. Să spui sprintul acolo. Acum mă ui, nu este. Am văzut o pasăre. Nu, am sneak, dar n-am sprint. Sprintul e double tap W. Ok, trebuie să ne obișnim. O să fie ciudat. But o să ne obișnim noi, la un moment dat. Uite și acum a fost pe control. What the fuck, dude? Ok, bă, deci deja m-a captivat. Nu știu ce tot ziceam eu. Bine, să vedem. Dar deja îmi place cum... nu știu, mi se pare că ai mai multe chestii de făcut în momentul de față, știi? Mai este unul pe vaporma, unul în armură de aur. L-am văzut pe ăla, l-am văzut cu coada ochiului. Tocmai să vedem casa, și cum ar veni. Poftim? Aici să ne facem casă? Nu, 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 eu acum iau stone, să facem un furnal, să prăjim ceva, să ne facem o sabie de piatră și ceva. Ia uite că aici o să ne facem. Îți faci un pickaxe de piatră? Da. Ce faci cu ciuperca aia? Nu mănânc. Și se vede târnăcopul de piatră în spinare, mă. Serios? Da. Da, F5. Stai, ia. Stai, ia și tu. Uai, ce... Mamă, ce... Se vede? Ăsta dă... Nu, la tine nu se vede. Pune-l în... Pune-l hotbar. Da, sau unde să-l pui? În mână. Se vede acum? Nu. Deci dacă l-ai în mână nu se vede, dacă... Pune pe altceva, pune click-ul pe altceva. Pune, așa. Deci fii antenă. Uite, acum se vede, ce șmecher. Se vede? Da, ce mișto. Da. Îmi place. Interesant, așa-i? Ce tare, da. Uite o pasăre mare urâtă. Stai, că mi-e frică să mă uit. Ai băgat spaima în mine, Ronnie. În orice caz, am vorbit cu Trex. Și toată lumea știe că Trex este mare, mare șmecher așa al modurilor. Adică Trex se joacă foarte mult Minecraft modat. Ce e ăsta? Dude, am găsit ceva foarte ciudat. Ce am găsit? Aluminiu! De obicei, aluminiu e chestie bună, din câte știu eu, nu? E metal. E metal. Bă, ce dar fă lumină, că nu văd nimic. Nici eu nu văd nimic. Fă niște torțe, fă charcoal. Că ai lemn. Bun, hai că mă duc la... suprafață să fac. Avem piatră de furnal. Avem. Mă duc să fac furnal ceva? Fac acum furnal. Fă tu furnal acolo. Mult noroc, enjoy! Și trebuie să zic că Hexit este un mod care se joacă mai mult pentru a explora, adică trebuie să explorezi foarte mult în acest mod. Deci vom asculta de sfaturile lui și vom explora foarte mult. Bine, în acest prim episod, cred că vom merge doar pe acea barcă, nu vom face mai multe, pentru că na, trebuie să și minăm ca să ne facem repede materiale, să facem rost de chestii, ca să putem trăi și noi ca niște oameni normali. Dar sunt curios cu aluminiumul ăsta. Aluminium ore, ok. What? Am văzut niște butoane și s-a întâmplat, deci stai, unde caut? Alum... Nu merge să caut. Ce? Nu știu cum să caut. Noob. N-am vrut să fac chestia asta. Și nu trebuie să dau click, nu? Nu trebuie să dau click. Dam OP sau ceva? Yeah, what the fuck. Cum îmi scot chestia asta? Sau nu merge? Nu știu cum funcționează, dar nu cred că... O să, în fine, să nu dai, să nu dai click simplu, click stânga simplu. Știu că ți le dă. Da, ți le dăm. No, ăsta e too many items, cel mai probabil. Da. Opa. Opa, o ravină. Da, ce ravină. Ei. Cea mai ravină dintre ravină asta ce e? Marble cobblestone. Ești nebun la cap. Am găsit marble cobblestone, bă băiatule. Nu e marble, da. Nu e marmură, e cobblestone marmură. Am înțeles și de prima dată. Vine noaptea, Andrei. Da, și mi se face foame. Și mie. Presupun că o să găsim ceva mai greu iron în modpack. Adică, nu știu, mă gândesc eu că sunt foarte multe minereuri și o să dureze ceva până dăm de iron, mă gândesc. Hai de capul meu. Eu mă gândesc când am dat de mâncare. Aoleu, dar chiar bă, noi o să murim. What the fuck, Ronnie? Nu-i bine să... Oh, am găsit ce am găsit, iron. Asta e iron, nu? Da, mă, am găsit iron, ești nebun. Perfect. Și mănânci iron? Da, da. Acum îl pun la prăjit și mănânc fier. Să se știe acolo. Asta e lapis. Adâncimea asta, lapis. Lapis azulii. Da, mă, lapis. Și? Și am găsit lapis.
Cupru. Cupru. Găsim foarte multe chestii și chiar v-aș ruga să scrieți acolo în comentarii niște tutoriale, ori sunt din, nu știu, ceva, un site, un wiki bun de unde putem citi ca să înțelegem cu ce se mănâncă acest mod sau chestii de genul, știm? Că totuși, să fim dumblezi, nu e ok. Deci tu ai găsit căul și tu nu-l luai, nu pot să cred. Păi am tot luat căul, acum am sap camera asta. Opa, hai că iau eu căul ăsta. Că oricum mi se sparge pickaxe-ul, deci nu-i bai. Și îmi fac repede o sabie din iron. Și mă duc pe navă aia. Nu-mi pasă că o să mor, eu vreau să mă duc pe navă. Pe barcă, auzi, navă. Vreau să mă duc să le dau. Sună că am urât, nu? Da. Vreau să mă duc să le dau. Ok. Bă, vine noaptea. Ți-am zis? Nu ți-am zis. Da, știu că vine. Păi, de ce nu ne mutăm acolo? Unde să ne mutăm? Ne mutăm jos? Hai să ne mutăm jos, momentan. Hai că spar și asta cu pickaxe-ul. Mai și mobil... niște lemn. Lemn? Da. Am eu lemn, vin încă. Fă un cufăr. Mamă, deja am făcut aici un pătrăsel. Ca pe vremuri. Good old times, Ronnie, good old times. Fac un cufăr. Da, da. Dă-te, dă-te. Și șmecher a râs costa în spate, dă-te. Ok. Ce îmi pun aici o grămadă de chestii random. Punem la prăjit și... uite ăsta cu cearcăul ăsta. Perfect. Și te-a să... bă, aluminiu, ia stai să văd. Pot prăji aluminiu? Oare? Te-așa să fac încă un furnal sau două sau... hai să facem două. Hai că am făcut trei până la urmă. Stai că sunt curios dacă pot prăji aluminiu. Să mor. Nu ăsta. Am pus torțele. Da, poți prăjești aluminiu. O fi bun? Să-mi fac o sabie de aluminiu să văd? Sau ceva? Bă, cel puțin știu un sigur lucru, că o să fie ușoară. Ok. Da, aluminiu e ușor. Da, nu știu dacă înțelegi foarte bine mecanicile acestui joc, dar... deci fii antenă, fază șmecheră. Dă-i odată mouse-ul pe mine și să-ți apară în stânga, sus. Iconița cu mine. Așa. Cum se vede? Se vede cum te miști și acolo. Ia, fă și tu așa. What the fuck, ok, it's pretty weird. Rău aluminiu. Rău aluminiu, auzi aici. Presupun că asta nu pot să fac sabie sau ceva. Cred că trebuie să faci ceva, să faci un furnal special. Și aluminiu nugget. Ceva ciudat cu aluminiu ăsta. În fine, îl păstrăm aici. O să ne uităm pe wiki, vedem la ce se folosește. Cupru, cred că știu deja la ce se folosește, în fine. Îți fac și ție o sabie pe moment pentru de iron. Da, fă-mi așa de... de încălzire. De încălzire, dar ne murim de foame, Andrei. Murim de foame. Ne trebuie un care. Mă duc afară, mă duc în expediție. Nu știu, nu am cu ce să sparg asta, Ronnie. Felicitări. Trebuie să-mi fac și un iron de iron. Un pickaxe de iron. S-am deschis eu ușa. Stai, că tot îmi fac pickaxe, că tot trebuie. No, bun. Mi-ai deschis ușa? Murim de foame! Cu ghih sahul green ăsta, nu poți să mănânci nimica? Poți mănânci sugar cane, nu poți mănânci sugar cane. De ce nu poți să mănânci trestie de zahăr? Că e trestie de zahăr până la urmă, corect? Aoleu, eu mor de foame. Este ghih sahul cake îți faci. Deci câtă mâncare mai am? Mai am jumătate de copan, frate. Crăp, să mor, chiar crăp. Au, am început să scadă viața. Fugi, hai, mori în cufăr. Ajutor. Help me, bros. I don't wanna die. Bine. I really don't fucking wanna die. Hai. Hai, ajutor. Andrei. Ajutor. Tu vezi cum alergă și... da. Nu! Nu! Ești de acolo. Da, cum? Calcă aici. Gata. Lasă-mă. Fugi. Deci dacă găsesc un zombală or something... ha, mă, nene, mă, nu vreau să mor, nu... hai, deci spune că îmi dai carne. Vino, vino, și nu vine la mine, ba, vine la mine. Se da carne. Este, mă. Zăza Andrei rezistă. La fel ca coafiura. Ha. Urmezi eu acum. Câtă mâncare mai ai? Două copane, unul jumate, imediat că tot scad încă. Vino încă.
Surpriză de Crăciun. Ai mamă. Mamă, deci când găsim mere, zici că îl vedem pe Dumnezeu în fața ochilor, e nebun. Ok. Nu cred că fac bine că știi ce s-a întâmplat? Ce? Oh my fucking god. A căzut un paianjen prin chestia asta. Prin pământul ăsta. Cum se numește, mă? Mlaștină, nu mlaștină. Nisip când... mișcător. Nisip mișcător. Nisip mișcător? Da, pe quicksand. Nu, aia e. Era să mor. Deci eu o să mor, o să mă omoare mobi dacă mai stau mult aici. Păi unde ai plecat? Deci mor de foame, ajutor. Roni, vino la mine că mor de foame, serios, mai am o inimă, mor de foame. Dead point! Până sunt coordonate! I will die. Nu mor! E pe normal, nu mor. Mai am jumătate de inimă. Spatele tău! Dă mâncare, dă mâncare, fă orice, dar dă mâncare. Deci mor. Eu acum dacă dau una, deci mor? Da, mai am jumătate de inimă. Hai să spargem un copac să pice mereu. Aulei creeper, Roni, fuck me, I'm fucked, ok. Amă, nu dai mâncare. Nu l-am văzut. Deci nu l-am văzut, să mor. Amă. Căcat. Unde ai murit? Nu știu. Acolo lângă tine, spune-mi coordonatele repede. 288-125. Da. Mobi. Ba, acum văd, după ce m-am spawnat cu 3 copani. Și am găsit o vacă. 2 vaci, 3 vaci. Omoară-le. Știu de unde să luăm mâncare. N-am cum, că n-am... Hai că vin să-mi iau itemele. Deci mai zi o dată. Nu! Cu coada ochiului l-am văzut. Ce bine că n-am căzut fix în el. Am putut să ies la suprafață. Mamă! Ce tare! Ce ai făcut? Ce tare! Rămâne piatră de mormânt când mor, mă. Serios? Da. What the fuck, vreau să văd. Hai încoace, hai. Ca în terarii aici, nebun. Da, 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 da. Stai că vreau să vin, să văd. Păi hai. Uite, mă. Ei, dar nu pot fugi, mă, e nervant rău de tot. Mă stresează. Ce-i asta? Fan 3, no, bun, unde am murit? Că nu mai știu. Eu la mine ai tine, tale. Dă-mi-le, 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 repede. Pe toate. Dă-i, 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 atâta! Nu contează restul. Hai că mă duc să omor vacile. Deci deja a început să-mi placă modul ăsta, adică... Chit că sunt eu nablet, sper că mă înțelegeți. Și pe mine și pe Roni că suntem nableți. Dar eu zic că o să fie interesant să învățăm împreună Hexit. De fapt să ne învățați Hexit, că până la urmă asta e ideea. Că noi n-avem habar cu ce se mănâncă acest mod, dar mi se pare, mie cel puțin, eu care sunt nablet, mi se pare foarte tare ceea ce văd până acum, știi? Gen, what the fuck. Mai erau și niște moduri, Attack of the Beating, parcă era un mod în care, what the fuck, mi se vede sabia în spate. E mai mare decât tot spatele meu sabia asta. În fine, în Attack of the Beating te poți transforma în orice mob, mă înțelegi? Sau ceva de genul, ești foarte tare. Opa, schelete. Schelete! Așa, you died. Ha. Nu cred că o să mor. Îți dai mâncare. Știi că poți să pui marker pe hartă, da? Da, da. What the fuck is that? E roz, dude. Ce e roz? Am găsit, nu știu, zici că e o ciupercă de aia roz. Știi? Ciupercă de aia mare roz. What the fuck. Ok. O să mergem și acolo, dar vreau să mergem pe navă aia. Neapărat vreau să mergem pe navă. Hai că vin la tine să pun repede carne la prăjit. Uite, mă, nu pot fugi. Trebuie să mănânc ceva. No, am uite, găsit un măr. Ai găsit un măr? Da, mi-am amânat moarte. Și-am găsit o inimioară, cică. Inimioară? Da. What? Oh, uite, știu. Bă, dar unde ne... Unde... A, aici ne-am stabilit, stai, nu mai știam unde ne-am stabilit. Emerald Shard, ok. Da, bun, hai în căsuță, hai în căsuță. Vin. Coal. Bun. Bun. Ce să ne facem o jumecherie de asta? Uite, vezi pasărea aia, mă? S-ai care pasăre? Jos? Este o pasăre. Stai așa că vin. Sunt două pasări. Și este un unde? Porc în apă. Uite, în stânga păsările. Să-mi... Pardon.
What the fuck, ce tare! Și uite un sunt porc pelican, în apă. Mă! Este un porc în apă, du-te, tai el. Da, mă, l-am văzut. Stai să iau carne, că trebuie să mai mănânc. Tu, două bucăți, o bucată. Ia. Ok. Deci trebuie să merg. Nu, bun, mă duc pe barcă. Nu știu ce o să se întâmple. Nu știu cât de mult damage dau tipii aia, dar eu mă duc pe barcă. Și sunt în puțitel îmbrăcat în leather. Doamne ajută, doamne fer, să mor. Sper să nu mor, Roni. Dar dă-și mie niște blocuri ca să mă pot urca pe barcă până la urmă. Nu. Legit. Băiați. Și. Poate iar se spawnează gardianul ăla. What the fuck, ce moare? What? Ne-am făcut o mâncare. Deci de ce nu-i nimeni pe barcă? Mi-e frică. Mai trebuie giupești dintre alea maro, Andrei. Oh my fucking god. Mama, am găsit mâncare multă în barcă. Și da? Growing bread. Am găsit pâine lucitoare, what the fuck. Pe unde ai intrat? Am făcut un drum pe acolo. Și-am luat și niște torse. Se aude foarte tare. Așa, mai bine, fără muzică. O barcă, what the fuck. Dar de ce nu sunt mobi? Ori dispărea ziua sau ceva? Era un mob pe barca asta? Știi ce cred că s-a întâmplat? Ce porcărie. Atunci când mi-ai zis tu mie să verific ce dificulty. Cred că am trecut prin pistol dacă am tot schimbat. Ce zic? A, cine-am blețit, să mor. What the fuck. Bravo, Roni. You did that. În orice caz, avem mâncare. Dar nu era spawner aici, a fost. Ba da, era spawner. What? Nu știu ce se întâmplă în modpack-ul ăsta, nu înțeleg. Mă bate acest modpack, mă bate foarte tare. Ok, băi, e bine că am găsit mâncare. Ai și tu barca aia, totuși. Păi de văzut ce-i pe barca, unde era mâncare? Înăuntru? Da. Era un cufăr acolo înăuntru. Stai așa să mai mă duc și aici, să văd că sunt ceva temple pe aici. Astea sunt... What the fuck? Chestii plutitoare. Trebuie să și traversez. Hua! Păsările astea presupun că le omorâm cu arcul. Dacă este marcaș bun, așa ca mine. Putem omoră fără probleme. O pasăre și asta ce e? Stai așa că sunt curios. Pot sparge. Dar sper să mi-o dea. Nu, nu o sparg, că poate nu-mi dă ceva. Am găsit porci, mulți porci. Și oi, și multe oi. Ei. Unde ai mers, oare? Am găsit și niște ruine, mi-e frică. Am traversat. Iată fac cum am făcut-o aia asta. Da bun, hai că omor aici să mai fac rost și de mai multă mâncare. Bună, că asta e mâncare de aia bună. Bună, bună. Vrei o gumă? Nu e orbi, da e, da e bună. Deci dacă găsești emerald shard-uri, se aude un tincăit. Ce faci? Da, ce faci cu emerald shard-urile alea? Dumnezeu mă întreg. Păi, de unde vrei să știu eu? Da bun, stai să văd câtă lână am scos de pe urma acestor oi. Trei bucăți de lână, doar atât? O, și multe găini pe aici. Hai să omorâși găinile. Am găsit palm tree. Palmier? Da. O, și văcuțe. Cred că o să fac la început o armură de leather, dacă tot avem atât. Am luat o inimioară. Unde mi-a dat inimioara aia? Am luat și o inimioară dintre alea. Cred că din alea ții viață. Aaa, ce tare. Gen, dacă te-ai bătut cu cineva și lipsești o inimă, îți dă inima, nu? Inima, sau? Direct. Da, eu asta înțeleg. Ok, și aici avem ruine. Bă, sper că nu mă mâncă nimeni, dacă intru aici. Hai să mai urmăr vaci. Am găsit foarte multe vaci, asta e un lucru foarte bun. Avem mâncare din belșug, acum. Ok, stai să văd dacă e ceva aici. Că sunt curios. What the fuck, cum îmi făcea? Bă, nu-i nimic, nu pare a fi nimic. Ok, no bun, fraților, cam asta a fost primul episod din noua noastră serie de Hexit. Sperăm că vă place, sperăm să fiți alături de noi în această serie, pentru că se anunță distracție maximă. No, noi fiind ableți, o să vedeți. Am găsit un bloc ciudat. Sperăm să ne ajutați în această serie ca să o putem înțelege alături de voi. Și nu uitați să fiți activi. Ok, eu am fost Andrei, l-a fost Roni și ne auzim episodul următor. Ciao. Ciao.